Bun, eu vreau Daniele, să vă spun ceva cu acești jucători care sunt tineri așa și trebuie ajutați foarte mult. Eu cred că în momentele astea trebuie să ajute și clubul. Când ajung la un nivel să joace și ia, te sunt referi meciuri de de Ivan, de ce? exemplu, nu? Toți care joacă Da, ăștia, Bairam, Ivan. care sunt de la toate echipele, trebuie ajutați. Dar trebuie să ajute și ei în momentele respective, cum a fost ieri, de exemplu. Adică trebuie să facă un salt mai sus, să arate Da. că e Fă jucător. diferența, Fă Ivan. diferență, da? Fă ceva. Că Cât numai dintre te, ei, numai cât te. dintre ei rămân după fiecare antrenament o oră? Și Ivan și... A, nu Hai să vă spun contează un de exemplu. rămas. Aubameyang, era la Da. Saint-Étienne, rămânea după fiecare antrenament o oră cu mine. Și cu antrenorul, cu Gâté. Tu ce Rămânea... făceai aici? Intrai în spatele porții? Nu, no, frate, dădeam pe jos. Frate, Cu frumos. mâna, O luau și eu dădeam. Știi cum Serios. e Horia? Aubameyang. Pentru că își Da. dorea mult mai mult. La meciul Steaua cu FC Bruj de acasă, la 0-0, Da. n-a vrut nimeni să bată penalti. Da. Și m-a chemat Națiție la margine. Eu nu eram printre executanți. Bate tu. Păi nu bat eu. Și am ratat. Da. Dar măcar mi-am asumat. O iau. Bine, a respins portarul și am dat gol. Da. Dar îți asum după. Bine, tu ai făcut intenționat să fie mai palpitant. Bun, dau gol și care e ideea de acei jucători? Trebuie odată să tot facă diferență? Că exact. nu fac. Că îi ajutăm, mai ajutăm. Dar trec ani. Trec ani, mai stai încă 2 ani de zile și trebuie ajutat. Și dintr-o dată face 25. Da. Și nu mai e tânăr. Iar Craiova s-ar putea să nu prindă cupele europene. Exact.